Hai, noroc, oameni dragi, și bine v-am găsit la un nou episod din vlog de construcție. De fapt, e un singur episod, că nu mai am răbdare să mai fac mai multe. Inițial, planul cu construcția magazinului era să fac vreo 7 episoade. N-am răbdare să le fac pe toate. L-am montat într-un singur video de la început la final. Vreau doar să vă arăt cum a ieșit și cum a început și toate alea. Ideea este că era foarte multă mizerie mereu în curte și arăta curtea de parcă mereu e război aici, așa că trebuie să mută ticatra fusului într-un loc unde care să arate ăla de parcă totul e război și curtea e ok. Acestea fiind spuse, haideți să vă arăt ce am făcut. În primul rând am mutat toate catrafusele de unde trebuiau mutate și credeți că mint chiar o trebuie. După care am nivelat terenul și apoi am început să fac o frangă, așa cât de cât s-a putut. Aici încă nivelam terenul și bătătoream, acolo am săpat pentru a face pahare, pentru că acolo vin stâlpii construcției, cum ar veni. Când zic pahare, nu mă refer la pahare de alea de care aveți impresia că folosesc mereu moldovenii. Nu folosim, noi bem direct din sticlă. S-a turnat, s-a cimentat, s-a întărit, s-a plecat mai departe. Deja aici a doua zi era uscat și am început să pun stâlpii frumos, două lângă aia, am prins cu blinda transversală, am prins-o frumos în placa casei cu ancoră chimică. Astea sunt celelalte picioare pe care le prindeam frumos în clamile care sunt prinse în beton. Nu știu dacă ați văzut asta. Blinda transversală și pistiele două și deja încep să arate cumva. După care a doua zi am tăiat frumos barele filetate, că na, nu e bine să-ți scoți ochii în ele. Și după aia am pus scheletul acoperișului. Cu calcul, cu complicat, nu ușor. Îmi place cadrul ăsta că se vede într-un fel. După asta am apucat de făcut și peretele. Na, am mai întărit cum ar veni structura construcției. Bam, bam, după cum se vede, foarte mișto. Foarte satisfăcătoare etapa asta, pentru că zit, 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 zit. Aici am bătut scândura pe acoperiș. Aici am făcut și o chestie și anume am uitat să dau rec. Și am pus niște chestii și nu a apărut pe filmare, dar nu contează, nu sunt foarte importante. Cert este că încep să arate structura din ce în ce mai bine. Dacă vă uitați în partea asta, arată și ca un fel de geam, am făcut eu o chestie. Am pus folia după aia pe acoperiș și tabla. Se vede foarte mișto cadrul ăsta, e foarte bine luat. Sunt și foarte bun la asta, ce să vă mint. Și după ce am terminat de pus tabla, m-am apucat de pus pereți, adică plăci de USB. Aici m-am chinuit un pic pentru că nu era foarte mult spațiu și unde n-am avut loc să dau hol șuruburi, am bătut cui și tot așa, au fost un pic de chinuială, dar a ieșit foarte frumos până la urmă. Foarte mișto procesul ăsta de a pune USB, pentru că îți dă impresia că te miști mult mai rapid decât alții. Pentru că dacă te grăbești așa, într-o zi poți să ridici practic toată construcția asta de la zero, mai ales dacă nu ești singur. Și îți dai impresia că, Doamne, ce harnic sunt eu, ești nebun la cap. Pentru că am făcut-o destul din altă magazia, m-am gândit să fac și niște rafturi ca să organizez bine toate catrafusele, să le pun pe căprării. Ăsta de aici, raftul ăsta o să țină și pe post de banc de lucru, că bănuiesc că de când o să mai fac chestii aici o să o fac. Raftul ăsta de sus nu mai este pe post de banc de lucru, că dracu mai ajunge acolo, doar să pui niște chestii de care le folosești foarte puțin. Și pe lângă raftul ăsta, în spatele meu, am mai făcut încă un raft din capăt în capăt, unde pun chestii la care nu umblu mai aproape niciodată. Aici am tăiat niște scânduri în două, pentru că nu aveam leațuri și mi-era lini să mă aduc să mai cumpăr. Așa că le-am folosit. Nu le-am tăiat perfect, dar au fost suficient de ok cât să fac o ușă relativ decent și dreaptă. Da, foarte rapid se mișcă Sergei, asta e extraordinar. Dacă aș fi constructor, m-aș lua la muncă, efectiv. Foarte mișto ideea, că dacă vreodată nu o să mai merg cu comedia, o să am un CV YouTube. O să mă duc să mă angajez în construcții și o să zic, ia uitați. Asta mă recomand. Ce vedeți aici este cealaltă ușă, pe care n-am documentat atât de bine, că deja am făcut-o la câte uși mai vedeți că fac. Le-am închis pe amândouă cu plăci de USB unde au fost nevoie și cam așa arăta construcția noastră până aici. După care am mers și am cumpărat două clanțe. Foarte important să nu cumpărați clanțe de care am cumpărat eu, că am luat cele mai ieftine și cele mai proaste și m-am chinuit o grămadă cu ele și o trebuie să le și desfac. Și a fost o grămadă de bătaie de cap, să le muți, să le strâmb și la final o ieșit o rahat, o să trebuiască mai devreme sau mai târziu să le înlocuiesc oricum ar fi. Totuși o chestie foarte mișto atunci când construiești ceva cu mâinile tale e că există procesul ăsta care e foarte relaxant și care îți dă o stare foarte calmă și ești mereu relaxat și liniștit și niciodată nu ești nervos. După ce a trecut acest moment de acalmie, a doua zi, bineînțeles, am continuat cu frontoanele la tablă, pentru că
trebuiau puse și pe o parte și pe alta, după care am pus folie anticondens și pe pereții construcției, că în caz de plouă să nu-ți umfle OSB-ul, să nu-ți boare așchii pe acolo, parcă e așa. Acum, am luat frumos scândură, care nu a fost cea mai dreaptă, chiar nu a fost, noroc că am avut rindeaua asta și am mai îndreptat-o cât de cât și am șlefuit-o și am rindeluit-o și am șlefuit-o și cu flexul după aia și am luat și colțurile cu freza, ca să arate cât de cât mai frumos, mai finuț, mai drăguț. N-am făcut cea mai bună treabă din lume, puteam să stau mai mult, să fiu mai atent pe ea, dar uitați-vă cât treabă a fost și cât rumeguș am avut. Și nu știu cum să vă explic, dar jumate din rumegușul ăla, care iese din șlefuit, îți intră în nas. Nu știu exact de ce, dar tot rumegușul ăla e în nas. Efectiv, cred că am avut 2 saci de rumeguș pe jos și unul în nas. O trebuie să însuflu nasul 4 săptămâni după aia. Încă însuflu nasul, de fapt. Ce ați văzut mai devreme pentru o secundă a fost pe mine cum vopseam în alb scândura pe care am șlefuit-o. Și aici cu unealta mea cea fancy și complicată, tăiam scândura la dimensiuni. Circularul ăla e cel mai dispreț lucru pe care l-am în arsenalul cu scule. Și să fiu sincer, trebuie să mulțumesc cuiva care mi l-a făcut cadou. Să-i dea bada bei sănătate. Nu neapărat că era enorm de scump, dar niciodată nu m-am îndurat să-l cumpăr, că mă gândeam, bă, ce faci cu el, că nu-i de parcă îl folosești prea mult. L-am folosit o tonă de timp și e super bun dacă vrei să ai chestii mai de precise sau mai precis. Aici, după cum se poate vedea, deja urcam cu scândura tot mai sus, cum ar zice Moga. La un moment dat a venit și Salaurus să mă întrebe diverse chestii. Salaurus foarte bun, numai că nu s-a niciodată pe lângă mine. Să vă zic sincer, m-am gândit o grămadă la ce culori să folosesc pentru magazii și până la urmă am mers pe clasic, gri antracit cu alb. Albul ăsta și griul pe care o să-l vedeți imediat. Deci m-am gândit la asta pentru că asta e și culoarea casei. Și arată destul de bine și toate casele din jur sunt la fel și am zis, bă, nu stric eu arhitectura ca ne-ai simțit-o. Aici n-am mai filmat placarea și în partea laterală, că a fost un pic de chinuială și n-aveam unde să pun camera, dar puteți mă credeți pe cuvânt că am placat și acolo. Aici am vopsit cu gri antracit scândurile și am început să le pun pe marginile ușilor și geamurilor și la colțuri ca să acopăr diverse imperfecțiuni și ca să dau și o formă mai frumoasă casei, cabane, pardon. Magazii de scule. Nu știu ce tot zic cabana, am impresia că mai vreme sau mai târziu o să locuiesc în ea, dacă mă cer cu Anisa sau ceva. Sunt chiar foarte bucuros de cum a ieșit geamul ăsta așa făcut. Singura problemă e că totuși e destul de mic geamul. Dacă aș fi știut, l-aș fi făcut un pic mai mare din structură. Acum e prea târziu să mai îndrept asta, sănătos să fiu. După aia am făcut ușa. Acum am încercat să pun prima oară ușa cu asta pisti, mi-am dat seama că nu e o idee bună. Am scos OSB-ul, am placat asta și OSB-ul o să vină pe interior cu tot cu folie cu asta. Bă, e o chestie tehnică pe care nu știu să o explic foarte bine, dar nu ieșea la dimensiuni, ieșea un pic din cauza USB-ului, pentru că USB-ul avea 12 mm, ar fi ieșit cu 12 mm în afară scândura față de cât trebuia să fie ea. După aia am folosit scândura asta grea antracit ca să placheze restul ușii și mi se pare că ieși foarte bine combinația asta, chiar îmi place cum arată. Da, și după aia am repetat procesul și în partea cealaltă, doar că ușa cealaltă n-avea geamuri, așa că nu a fost atât de multă migăleală ca aici. Oh. Acesta este finalul. Așa arată. Mai sunt niște mici chestii de făcut. Ce nu-mi place, o să trebuiască făcut ceva cu sistemul ăsta, că e foarte dubios cum arată. O să trebuiască pus totuși o capac. Capacul pe care l-am de la clanțele alea nu funcționează din niște motive mai tehnice. Adică nașpa. Asta este interiorul. Încă, în fine, o grămadă de catrafuzi. Aici ce o să mai fac? O să pun totuși folii anticondens de antiploaie și niște plăci de USB ca să închid cum trebuie, așa. Asta e cealaltă parte, stai să văd dacă pot să filmez. Asta e cealaltă parte, cred că o să fac aceeași chestie și aici. Acolo mai merge o completare micuță. Aici sunt multe nebuneli. Aici o să mai vin niște rafturi, să mai pun niște sculi. Și un pic de oaliniș pe aici și în rest cam asta este. Eu sunt foarte bucuros de cum a ieșit, a durat destul de mult. Cred că și aici mai merge vopsită asta și partea aia și partea asta. Dar astea sunt detalii pe care le fac parcurs. Deci, cum ziceam, sunt mulțumit de cum a ieșit. A durat o vreme timp pentru că am făcut bucățele, am făcut în fiecare zi full time, am fost 2-3 ori pe zi sau ceva genul. A durat mult, dar merg. Acum măcar este curățenie prin jurul curții.